Realitate cruntă pentru agricultorii din Mehedinți. Deși județul are ieșire la Dunăre, fermierii reclamă că sistemul de irigație este prăbușit, în ciuda promisiunilor permanente venite de la vârful guvernului. Mai un pic și deja e pădure pe canalul de irigații. Aici am avut o parcelă de 100 de hectare de rapiță. Bineînțeles că dacă aveam apă, aveam peste 4 tone la hectar, așa am avut 1200 de kilograme la hectar din cauza secetei. 200 de hectare de porumb, vorbim de două parcele pe cursul acestui canal. Toate terenurile care le lucrez sunt pe acest areal unde sunt canale de irigație. Acesta e canalul magistral. Ministerul Agriculturii a anunțat că va aloca 1,5 miliarde de euro pentru sistemul de irigații din România. Această promisiune nu este crezută de fermierii din Mehedinți, acolo unde există infrastructura necesară pentru irigații, iar promisiuni neduse la împlinire au mai fost. Astfel, fermierii nu au altă soluție decât să privească cu îngrijorare canalele de pe vremea comunismului. Iată că au trecut 2 ani de zile, sau aproape 3, și nu s-a făcut nimic. Ce să cred din declarațiile actualului ministru al Agriculturii? Că va investi 1,5 miliarde de euro în sistemul de irigații? Nu pot să cred așa ceva, pentru că a mai fost miniștri și actualul ministru a mai fost ministru, aceleași declarații, dar nu s-a făcut nimic. Vrem să stăm la masă, pe de o parte, executivul, Ministerul Agriculturii, Guvernul, Comisiile de Agricultură, să facem un plan, o strategie, de fapt, de investiții în sistemele de irigații din România. În comuna Gârla Mare, cândva, funcționa sistemul de irigații. Acum a rămas o tristă amintire. Facem agricultură de foarte mulți ani. În fiecare an ni s-a promis că se vor aloca anumite sume pentru irigații. S-a făcut ceva? Absolut deloc. Speranța pentru mine nu mai există din punct de vedere al irigațiilor în țara asta. De vorbit este ușor, de făcut este mai greu. În lipsa unui sistem de irigații bine pus la punct, agricultura este lăsată de izbeliște. Bani investiți degeaba și culturi pârjolite. Și în comuna Burila Mare, Dunărea este la câțiva pași de culturile agricole. Și aici, fermierii spun că nu mai au speranțe că lucrurile se vor îndrepta. Această promisiune începe să devină și onorată, atâta vreme cât firma constructoare și ANIF-ul în speță se organizează pe șantier pentru următoarea desfășurare de forțe și totodată de lucrări. Noi, fermierii, o privim ca pe un lucru de foarte bun augur și totodată avem speranțe că în următorii 2-3 ani de zile vom avea apă pe aceste canale, ca noi să ne irigăm culturile ulterioare. Cât afectează agricultura lipsa unui sistem de irigație? Din păcate, agricultura fără apă este egal cu zero, pentru că toți știm că apa înseamnă viață și plantele au nevoie de apă întotdeauna, în toate stadiile de dezvoltare ale lor. Atâta vreme cât vom avea apă suficientă, va avea și România mâncare suficientă pentru toți cetățenii. În contextul scumpirilor din ultima perioadă, la care se adaugă promisiuni nerealizate pe bandă rulantă de construirea unui sistem funcțional de irigații, mulți agricultori nu reușesc să scoată nici investiția.